Am făcut niște maioneză picantă. Și creierul vostru face... Bonjurică, bonjurică și bun găsit la Farfuria lui Exarhu, adică a mea. Avem târg de vinuri la Auchan și nu sunt zeci, sunt sute, mii de sortimente. Așa că eu am făcut crocheta asta, o crochetă în aluat de clătite, cu creier și prosciutto. Și cu puțin maionez picant și uite cum se face, ca să înțelegeți. Deci ea odată arată cam așa pe dinăuntru. Și nu că vreau eu să vă fac poftă, dar vreau să vă arăt cum aș face eu. Și pune puțină lămâie și e ca un bobocel de trandafir pe care îl oferi grasei din tine. O parte din creier mi-a fiert, am și răcit mare parte din el. Brânză maturată, ne gândim că o să se creeze o pastă foarte plăcută omului. De asta nu punem sare. Eu am folosit brânză maturată românească. Prosciutto, de asta nu punem chiar deloc sare, pentru că este foarte, foarte sărat. Dacă vă amuză, puteți să puneți ierburi. Mie mi se pare că dacă punem ierburi, chiar nu mai simțim gustul de creier. E mult prea subtil. Dar niște piper e binevenit mereu aici la Farfuria de Exarhu. Niște muștar și niște maioneză. Puteți încerca și cu beșamel de altfel, dar mie maioneza mi se pare mult mai perversă și mai mișto. Nu te-ai aștepta să găsești neapărat maioneză în crochete. Muștar, da. Punem și un pic de făină ca să fim siguri că se leagă. Un praf așa. Nu cine știe ce. Și înainte să începeți prăjeala creierului, la rece. Compoziția trebuie să stea la rece. Pentru că așa se prăjește corect. Și acum că mi s-a răcit creierul, putem să formăm crochetele. Dăm o formă mai lunguiață așa. Adică știm meserie de la mici. Și iată-ne în frumoasa situație în care mai dădem o dată crochetele puțin prin făină și Doamne ajută! Nu mai multe, două, răbdărică, nu ne grăbește nimeni. Și primele două sunt gata. Deci că avem extragere loto, nenică, așa tensiune aici. Da, cele două emisfere, sud-nord. Asta e de bogați că e mai mare. Și până la urmă le-am făcut. Aici sunt, sigur că seamănă cu niște mici, dar sunt crochete românești, dacice. Acum creierul e tot de aici, deci n-ai ce să faci, trebuie să-l pui în valoare. O punem pe asta, că uite, e cu creastă, așa cum îi plăcea lui lupul dacic. Și un pic de lămâie, o foaie rece, rece de salată. Am făcut niște maioneză picantă. Și creierul vostru face... Și un pic așa. Și ce să zic, poate să meargă vinul. Merge un vin roșu și dacă nu aveți vin roșu, beți șampanie. Asta e, faceți și compromisuri în viață. Hai noroc!